Bună seara, doamnelor și domnilor, iată din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dintre Sute de Ziare, emisiunea cea mai urmărită la această oră în România. Ca și de fiecare dată, prietenii noștri de la Domino's Pizza sunt alături de noi. 20 de pizza vă stau la dispoziție gratuit pentru telefoanele pe care le vom primi și pentru prietenii sau telespectatorii care ne accesează și pe pagina de Facebook și pe internet. De asemenea, avem la dispoziție două numere de telefon pe care le deschidem chiar în acest moment, 021-527-1802 și 021-527-1803, pentru că vom avea un subiect extraordinar în această seară. De 8 ani, un personaj important al vieții politice din România iese la lumină, reapare cu noi dezvăluiri senzaționale. Trecem pe scurt la revista presei despre presă, ce s-a întâmplat mai important săptămâna trecută. Universitatea din Aachen, vestul Germaniei, a anulat contractul de muncă cu istoricul român Vladimir Iliescu, care a declarat la București că poveștile despre Holocaust în România sunt pură minciună, relatează Agenția Națională de Presă Rompres. În timpul unei prelegeri în aula Academiei Române, care a fost filmată, profesor universitar de 87 de ani a declarat că în România au murit aproximativ 20.000 de evrei, dar aceasta nu are nicio legătură cu Holocaustul. Exterminarea masă a evreilor a avut loc în Germania și Ungaria. Numai din aceste două țări au fost deportați evrei la Auschwitz, iar evrei români, temporar mutați în Transilvania de Mareșalul Antonescu, au revenit acasă la o viață normală, a spus emeritul profesor. Felicitări, domnule profesor, iată că încet, încet, adevărul despre așa zisul Holocaust din România este la iveală și marile personalități se pronunță pentru inexistența acestuia. Trecem la cotidianul Ring. În presă au apărut mai multe atacuri la adresa rechizitorului, dar mai ales la adresa procurorului Marius Iacob. Familia lui Cioacă spune că dosarul e plin de greșeli și că anchetatorii ar fi plantat probe în casa polițistului. Familia lui Cioacă îl arăta cu degetul și pe procurorul Marius Iacob, despre care spun că ar fi avut legături directe cu Elodia. Cumnatul lui Cioacă spune că pentru procurorul Marius Iacob, avocata Elodia Ghinescu nu este o străină. Din contră, cei doi s-au născut, atenție, în aceeași localitate, la diferență de 2 ani. Rudele lui Cioacă susțin că avocata și procurorul au copilărit împreună în localitatea Albești de Mușcel. Tare ne-ar fi mirarea dacă nu cumva există chiar o legătură mai mare între domnul Cioacă și Elodia și la o adică acest personaj misterios inventat de o televiziune va apărea. Domnul Iacob ne-a promis că va fi în această emisiune în viitor. Trecem la Național. Christine Lagarde a fost pusă într-o situație cel puțin jenantă. Ieri, când procurorii anticorupție au descins pentru perchiziții la casa ei din Franța, șefa Fondului Monetar Internațional este acuzată de corupție după ce în 2008, din poziția de ministru al finanțelor, a efectuat o plată compensatorie de 285 de milioane de euro de la bugetul de stat către omul de afaceri Bernard Tapie. Întâmplător sau nu, acesta era susținător al fostului președinte Nicolas Sarkozy. Jurnalul Național titra săptămâna trecută primele imagini clare cu fugarul Codruz Marta, mâna dreaptă a lui Sorin Bleșnal și principalul intermediar a celei mai mari rețele de evaziune fiscală și contrabandă cu petrol au apărut în cele din urmă. Marta alături de Sorin Bleșnal au fost fotografiați când participau la o întâlnire cu ceilalți membri ai grupului de la Monaco, Elan Schwarzenberg, Bebe Ionescu, cuscul lui Traian Băsescu, Adrian Videanu și Andreea Marta, șefele rețelei de prostituate de lux. Și asta este doar începutul, stimați telespectatori, pentru că din informațiile noastre, multe filmulețe și fotografii sunt dosite bine și ținute de procurorii anticorupție. Cancan preciza, toată lumea știe că eu nu pot să citesc, dar să mă uit la televizor. Dar surpriza cea mare a venit după ce a fost la ginecolog. Sunt însărcinată, a mărturisit Cornelia Cantanga. Oare domnul Pădureanu, soțul dânsei, știe acest lucru că este însărcinată și cu cine? Un telespectator ne scria pe Facebook că este însărcinată cu Arcul de Triumf. Evenimentul zilei. Șefa administrației străzilor București, Alina Roman, a cheltuit mai mult decât a câștigat. Într-un timp scurt, ea și-a cumpărat două terenuri, unul cu 60.000 de euro și mașină de 20.000 de euro. Ratele lunare depășesc leafa. Excursii de lux, haine scumpe și mașini. Așa trăiește șefa administrației străzilor din București, Alina Roman. Ea este ceea ce a trebuit să se ocupe de asfaltarea și întreținerea marilor bulevarde, adică de astuparea gropilor, trasarea marcajelor rutiere și supravegherea firmelor angajate pe milioane de euro ca să întrețină arterele principale ale Bucureștiului. Inspectorii de integritate, părerea noastră, ca în loc să-și ocupe timpul cu doamna de la drumuri, ar trebui să trimită mai repede dosarul la DNA, pentru că din informațiile noastre, ceea ce este acolo la DNA ține foarte mult de procurorii anticorupție.
Așa cum vă promiteam, stimați respectatori, vă dăm din nou cele două numere de telefon, 021-527-1802, 021-527-1803, și facem trecerea către prezentarea personajului care este invitat la noi în emisiune, care, atenție, de 8 ani nu a mai apărut pe niciun post de televiziune. Citesc din Cotidianul Adevărul, 16 ianuarie 2013. Suntem în ziua de 15 ianuarie, zi în care se împlinesc 163 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. E o dimineață rece, învăluită în rotocoale de ceață, și paznicii cimitirului Belu se plimbă zghibuliți pe alei. Un individ îmbrăcat la costum și strâns de gât cu o cravată în dungi intră pe poartă și se repede la ei: "Bă, unde e mormântul lui Eminescu? Nea Bebe a venit? Cum mă, voi nu știți cine e Bebe Ivanov? Voi ați trăit degeaba în țara asta, mă." Iată, stimați, văd că noi nu am trăit degeaba. În acest moment, în exclusivitate la Nașul TV și la emisiunea dintre 100 de ziare, domnul Constantin Bebe Ivanovici, revoluționar, șef între ghimele la fabrică de certificate din 90, deputat, primul baron al țării, președintele PSD Ilfov și în prezent președintele Partidului România Mare din Ilfov. Bună seara, domnul Ivanovici, și mulțumim că ați acceptat să veniți, iată, după 8 ani la noi la televiziune. Alături de noi este și jurnalistul de investigații Mihail Mihăilescu. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Domnul Ivanovici, de când am anunțat de două zile pe Facebook, pe pagina noastră de internet, este o mare revoluție. Toată lumea se întreabă unde ați fost în ultimii 8 ani. Orice, dar să nu mai fie revoluție. Exact. Unde ați fost, domnule Ivanovici? Am stat unde trebuie, lângă familie, lângă prieteni, lângă colegii mei revoluționari. Am ajutat pe cine m-a sunat sau mi-a cerut un sprijin. Deci m-am lăsat un pic de politică pentru că mi-e greaț. În perioada când, în 2004, după ce am rezolvat pentru Ilfov multe, unora nu le-a plăcut. Și atunci mi s-a fabricat un dosar. Nici în ziua de astăzi omul este parlamentar, o duce bine, e deputat, a fugit din partide în partide, a fost la PSD, a rupt PSD-ul, s-a dus în alta, e vorba de domnul Gabriel Oprea. Celebrul Oprea, da. Care... Dânsul știe foarte bine de ce mi-a făcut. M-a și chemat, mi-a și spus. Plecam într-o delegație la Toulouse și mi-a spus: eu vreau să intru în partid, vreau să ajung deputat, să fiu pe la SRI. Când la Toulouse m-au sunat prietenii mei de la Consiliul Județean să-mi spună: domnule președinte, a apărut un articol că dumneavoastră ați vândut niște terenuri, că ați dat terenul la revoluționari la Znagov. M-a sunat și m-am întâlnit și cu domnul Adrian Năstase, care era prim-ministru, și i-am spus: domnul președinte, dumneavoastră care sunteți juriști, știți mai bine, președintele Consiliului Județean nu se ocupă de pământ. Este treaba prefectului, este treaba primarilor și a comisiei care... Da. Însă interesul a fost, a apărut chiar, eu am făcut o scrisoare către DNA, ei mi-a dat un răspuns că nu e niciun dosar la DNA. Dar odată ce piatra a fost aruncată, vă dați seama, numele meu a fost știrbit. Și atunci am strâns colegii, eram și președintele PSD pe Ivo, am strâns colegii mei, birou executiv, și m-am recuzat din funcție. Mi s-a cerut atunci de domnul Cosmâncă, care conducea, chiar domnul Gabriel Oprea era în sală, domnul Șerban Mihăilescu, să revin înapoi. Și am zis nu. Pentru că voi m-ați jignit, nu dumneavoastră, cei care au făcut acest lucru și au lansat acuzația, eu am o familie, am prieteni care mă cunosc și nu vreau în fața lor să împătez obrazul. Întâi să fiu judecat, am lăsat judecata, s-a terminat procesul, am ieșit nevinovat, pentru că așa și era, nu mă puteam ocupa de asemenea, dar nici unul din prieteni, nici cel puțin domnul președinte Ion Iliescu, care știa că nu am niciun atribut, care fusesem lângă domnia sa, nici domnia sa n-a dat niciodată un răspuns sau să spună: domnule, n-are cum Bebe Ivanovici să fie acuzat, pentru că nu se ocupă de așa ceva și nu e atributul lui. Deci erați un cartof fierbinte care nimeni... Dar eu m-am recuzat. Nu mi-am dat demisia din PSD. Astăzi sunt la Partidul România Mare. Consider că este mult mai corect și tot. Și așteptam ca cel puțin să mă sune cine astăzi și ceară scuze
Și doar atât a spus, domnul Ivan, și ne cerem scuze că v-am acuzat de pomană. Dar nu, nu mi-am dat demisia, deci v-am spus, m-am recuzat din funcție până se termină dosarul. Și de aceea, 8 ani de zile, am stat liniștit, nu am vrut să mai audă politică, pentru că mi-e lehamite. Domnul Ivanovici, la ce dosar vă referiți? Deci a apărut un dosar că eu, ca președinte, m-am dus și am dat la Revoluționar Pământ. Și nu e adevărat. Dar în dosarul cu cele 40.000 de certificate? Și aici persistă o mare minciună și un neadevăr. Eram secretarul comisiei în cadrul Parlamentului pentru aplicarea legii 42, cum era atunci. Președinte era domnul Vasile Vetișan. Și pentru că eu am refuzat să se dea certificate la oamenii care nu fusese în Revoluție, și am să vă exemplific, și nici n-aveam cum, pentru că la noi s-au făcut certificate de participant, deci doar de recunoaștere că a fost, fără niciun fel de drept. Deci asta trebuia, în primul rând, cei care, și dumneavoastră care îmi puneți întrebare, trebuia să știți. Sunt niște certificate, cum aș da eu diplome acum de Eminescu sau că e o comemorare sau o aniversare. Deci nu sunt certificate cu vreun efect bănesc. Onorifice. Da? Era. Alea erau onorifice. Dar, întrucât la comisie venea fel de fel, l-am întrebat pe unul care, domnul Ivan, ce vă cunosc, v-am văzut în televiziune când erați director tot, și, și știți că am luptat. Zic, bun, și unde ați luptat? Domne, eram pe la poartă, eram pe sus, pe la etaj, pe la televiziune. Mi-am dat seama cum era în afară. Și zic, bun, l-ați cunoscut pe domnul general Pangrati? Și cum să nu? Și n-am fost cu dânsul, zic, nu. Ăla era generalul Oana, alți generali care erau. Pangrati este strada, vă mulțumesc mult. Deci nu am dat, iar ca rănit în Revoluție, am spus, și o repet, dacă o singură persoană vine și spune că Bebe Ivanuși a dat un certificat de azi, dau tot ce am. Am o casă, dau și mașina, tot, eu dau cadou. Nu, pentru că eu, ca rănit în Revoluție, sunt taman cel care mă opun ca cei care n-au fost în Revoluția din decembrie 89. Mă scuzați, dar obiectul dosarului am înțeles că a fost că nu ați făcut licitație cine să tipărească aceste 40.000 și că ați fi dat unor cunoscuți și că ați fi obținut foloase bănești din aceasta și plus că statul a pierdut 63 de milioane. Nu a pierdut nimic statul pentru atunci. Nu, Bebe, eu eram secretar de stat și cel care se ocupa era Ion Baboș, secretar care era subsecretar de stat. Și cu firme și cu licitații. A fost un proces, procesul s-a terminat, nu am avut niciun fel de implicare. Procesul s-a terminat și am înțeles că ați fost condamnat la un an de închisoare și că între timp ați fost grațiat aici. N-am fost nicio grație. E un mister ce s-a întâmplat, de fapt. E foarte bine. Procesul a fost elucidat. Bebe Ivanuș nu a dat niciun certificat. Asta a fost. Iată că telespectatorii, zeci de telefoane avem în acest moment, vrea să neapărat să vorbească cu dumneavoastră din comuna Buturugeni, domnul Mihai Nicolae. Bună seara! Alo? Da, refacem legătura. Apropo de revoluționari, pentru că a venit vorba de aceștia, iată-i din nou în stradă. După 23 de ani, acești oameni sunt iar mințiți de către guvernarea USL de data aceasta. Deși au semnat, am înțeles, un pact, există ceva scris, știți ceva că există între Ponta, Antonescu și nu, liderii revoluționari? Nu, și nici nu mă interesează, întrucât v-am spus, uite cum și dânsul mi-a pus o întrebare. E o întrebare, dar răspunsul meu este ferm, nu. Nu am dat niciun fel de certificat. Nu trebuie să mă scuz. Procuratura și închiderea dosarului a documentat acest lucru, că Bebe Ivanuș este nevinovat. Vreau să spun că nu mă interesează, știu, sufăr lângă ei, n-am fost în stradă cu ei, pentru că nu este de menirea mea și nici concepția mea de a ieși în stradă. Dar
de Revoluția din decembrie 89 s-au folosit oameni, foarte mulți oameni, și au ajuns și în Parlamentul României, au ajuns să și conducă și toate astea, niciodată n-au avut grijă de revoluționari. Și gândiți-vă, sunt oameni care au intrat pe mâna justiției și sunt pedepsiți din cauza acestor certificate. Eu, pentru mine, libertatea e mai scumpă decât orice. Oamenii acum ce cer? Nu li se mai dau drepturile? Nu... Hai să vorbim punctual. Să vorbim. Spuneți-ne cât este indemnizația unui revoluționar? Nu știu. Depinde de vechime, de tot. Nu, nu m-a interesat și nu e problema mea. Însă sunt oameni care au copii, care s-au bazat pe această indemnizație. Credite, poate, și-au făcut împrumuturi și tot. Forma asta sunt și îi compătimesc. Restul nu mă bag și nu mă voi amesteca niciodată. Dumneavoastră beneficiați de indemnizație? Eu beneficiez, da. Eu sunt rănit în Revoluție. Și puteți să ne spuneți ce... 1600. 1600 de lei. Nu e o sumă mare pentru vremurile astea care sunt acum? Nu e mare deloc. Problema e că s-a strâns... S-a strâns, nu s-au dat la oameni. E un fel de pensie asta, deci e un drept câștigat. Vreau să vă spun o singură chestie, stimate domnule. Am fost împușcat aici, i-am prins arma care, cu AKM care a tras. M-au tăiat la gât. Mi-au spart măselele. Numai durerea care am avut, aș dori ca nimeni să nu aibă parte de durerea mea. Mă rugasem la un moment dat să chiar să tragă, să pasă bă o mare și nu mai puteam de durere. N-am ieșit în stradă și nu voi ieși să-mi cer un drept, pentru că nu merită. V-am spus, toți guvernanții s-au folosit de revoluționari și i-au abandonat. Ăsta este pur și simplu adevărul. Pe noul secretar de stat, domnul Socaciu, îl cunoașteți? Cum mi se pare? Domnul Socaciu, mi-e și prieten tot. Nu m-am și nu mai mă interesează să... Nu mă duc nici la secretariatul de stat. N-am stat de vorbă, nici nu l-am sunat să-l fericit. Sau... Eu sunt convins că este un om care sper să-și facă datoria. Dar toată lumea, toți cei care s-au folosit de revoluționari, dau acum tot în revoluționar. Bine, n-am înțeles. Nu, nici dumneavoastră nu v-ați primit indemnizația. Eu mi-am primit-o. Nu, doar cei pentru luptătorii cu merite deosebite sunt suspendați. Pentru rămiți, urmașii celor decedați se plătesc. Doar pentru... Nu? Dacă greșesc. Da, așa. Dar v-am spus, nu m-am ocupat, nu mai... N-am fost... Ne dăduse vis-a-vis de sala Dare sunt sediu. Ne-a pus RAPPS-ul 7.575 de milioane. Chirie, n-am de unde să dăm. Nu avem de unde să dăm banii ăștia. Ba mai mult, le-am cerut să facă un contract cu noi, că era legea 2% și puteam să beneficiem. Toți au vrut să ne dea la o parte și să ne înlăture. Sunt oameni care n-au fost în Revoluție și au necat pe revoluționari, sunt oameni care n-au ajuns să în anumite locuri fierbinți și n-au fost recunoscuți și nu mai vreau să vorbesc de Revoluție. Spuneam la început.